Pentru a stabili premisa, sunt un taximetrist bătrân și obosit, care mai are nevoie de încă 2 ani până când voi putea să mă pensionez și să-mi petresc zilele pescuind sau făcând altceva. Am văzut destui dubioși și ciudățenii cât să umplu o carte, fiecare lăsând o amprentă bizară asupra vieții mele de zi cu zi. Dar într-o noapte, o noapte anume, le face pe toate să treacă în plan, secund. A fost o tură târzie, din nou. Ziua de naștere a soției mele se apropia și vreau să iau ceva frumos. Nu știam că această dorință mă va tărâ prin labirindul morții. Era în jur de ora două dimineața, când am văzut pe acest tip agitat, uitându-se peste omăr ca și cum umbrele și șopteau păcatele. Se strecoară în taxiul meu, mormă o adresă și am plecat. Drumurile erau singuratice, cu felinarele pâlpâind ca pulsul nopții. Deodată, în oglinda retrovizoare, au răsărit faruri, o mașină, apoi două, apoi trei, umorâi de motoare și optindu-și amenințările. Pasagerul meu se uita înapoi cu fața palidă și cu ochi măriți. Condu, mai repede, îndeamnă el cu vocea lui, cu un amestec de teamă și panică. Am apăsat pedala de accelerație, cauciucurile scârțâind pe asfalt, deranjând noaptea tăcută. Clientul din mașină a început să vorbească rapid, spunând că are mafia locală pe urmele lui. El mi-a spus că i-a jefuit, că a ceva valoros. Inima îmi bate cu putere, fiecare umbră pare să se transforme într-un spectru al nenorocirii, iar eu sunt partenerul de dans ales. Mașinile din spatele nostru sunt necruțătoare, ca niște lupi infometați care salivează după pradă. Glanțele încep să zboare, și ieșim pe lângă noi, sărutând caroseria metalică mașinii mele, lăsându-și amprenta. Unul Atinge oglinda laterală, iar cioburile de sticlă șoptesc pe lângă față. Am impresia că fiecare viraj pe care îl facem este un pas de dans cu moartea. Fiecare glonț o notă în melodia noastră fatală. Cu degete agile și cu ani de cunoaștere a venelor orașului, mă strec or pe alei, întorc peste răzi obscure, rugându-mă să-i pierd. Pasagerul meu este un ghem amestecat de scuze și suspine reprimate. Aerul este îmbăxit de frică, iar propria mea inimă bătea mai ceva ca unui adolescent la prima întâlnire. În cele din urmă, după ceea ce părea fi o oră, lumine salvării apar în depărtare. Secția de poliție, Niciodată nu am crezut că voi fi atât de ușura să o văd. Am tras tare de volan și m-am oprit în fața secției, amândoi gâfâind cu inimile accelerate. Mafioții văzându-ne am oprit se îndepărtează în umbrele din care au venit, promisiunea violenței persistând în aer. M-am uitat la pasagerul meu, fața lui fiind o pânză de ușurare și teamă. Ne-am grăbit să le spunem povestea ofițerilor, să iau declarații, taxiul meu este o mărturie puternic vizuală a călătoriei infernale, cu găuri de gloanțe marcându-mi caroseria. Zilele trec, iar normalitatea vieții încearcă să acopere coșmarul. Asigurarea vine, costurile de reparație sunt acoperite și încă puțin pentru a ne umple buzunarele. Pasagerul agitat, dansatorul din tangoul nostru de teroare, mi-a lăsat un bac și generos. Un șoptit de mulțumire pentru dansul cu moartea. În ciuda terorii, viața de taximetrist continuă, ritmul nopții șoptind poveștile sale. Dar acea noapte, acel dans cu umbrele și oțelul, va rămâne pentru totdeauna întipărit în sufletul meu și de fiecare dată când văd lumina pâlpăitoare a străzii, mi amintesc de umbrele șoptite și de noaptea în care am dansat cu moartea. Așa că data viitoare când mai dau peste un client, așa cred că o să-i cer să coboare în loc să-mi risc viața. Salutare tuturor! De obicei nu împărtășesc online lucruri personale, dar acesta este un roller coaster și mi se pare corect să îl împărtășesc și cu voi. Sunt un veteran al marinei, am servit două tururi în Afganistan și lăsați-mă să vă spun că m-a schimbat. Cum m-am întors în state, acasă, nu mi-am dorit nimic decât să dispar într-o viață civilă, liniștită. Dar adaptarea a fost ca și cum aș fi învățat să merg din nou. Locurile de muncă obișnuite păreau să mă sufoce și chiar dacă am avut șansa de a mă alătura poliției, în momentul respectiv am simțit că am văzut destul la acțiune cât să mi-ajungă pentru mai multe vieți. Lucrurile începeau să devină dificile din punct de vedere financiar. Așa că mă aflam într-un bar, încercând să-mi dau seama cum stau lucrurile, cum am întâlnit cu un vechi coleg de liceu. Mi-a spus că are o companie de taxi și că este în căutare de șoferi. M-am gândit. Să o conduc oameni, să mă bucur de oraș? Nu poate fi așa de rău, nu? Și nu a fost. Timp de un an întreg am simțit că mi-am găsit în sfârșit ritmul. Apoi, într-o zi, apare normală, un tip se o în taxiul meu. Avea o aură în jurul lui de parcă problemele și el era un prieten vechi. Dar după toate pericolele cu care m-am confruntat, nu m-a speriat. Era -o, o locație îndepărtată și, chiar dacă nu era ceva în regulă, am dus acolo. Călătoria a fost tăcută și tensionată. Ceva parcă era în aer. Când am ajuns, el a fluturat brusc un cuțit, oțelului rece scripind în lumina zilei. Intențiile clare ca un cristal în ochii lui. Corpul meu a intrat în acțiune înainte ca creierul meu să poată procesa. Instinctele militare intră în acțiune, preluând controlul situației și reușind să stăpânească pericolul. Fiecare detaliu al confruntării mi-a rămas întimpărit în minte, felul în care și-a gâfâit respirația când am preluat controlul, transpirația rece de pe frunta lui și rugăciunea tăcută din ochii lui. Aerul era încărcat cu un amestec de frică și adrenalină. Secundele se întindeau cu o eternitate din ce ne luptam. Din fericire am reușit să îl imobilizez. Și după, nu am pierdut timpul, M-am condus direct în secția de poliție, întreaga întâlnire fiind înregistrată de camerele de doar ale taxiului meu. Reacția poliției a fost un amestec de șoc și surpriză. mi am spus că nu era prima dată, că era cunoscut pentru că viza șoferi, că fața lui era plată lista în lor de urmăriți. Aici este momentul în care povestea ia o turnură mai profundă. Ofițerii de poliție, văzând cum am gestionat situația, au început o conversație despre trecutul meu, serviciul meu și experiențele mele. Eu menționa că, cu setul meu de aptitudini, aș putea face cu adevărat o diferență în domeniul aplicării legii. Mi-a povestit cum acest individ fusese un pe în calea lor. Timp de luni de zile, evaziv și periculos și cum intervenția mea ar fi putut salva nenumărate alte persoane de la deveni victimele sale. Mi-a explicat mai detaliat cum era un maestru al manipulării, exploatând vulnerabilitatea șoferilor care încercau doar să-și câștige existența. Lista presupuselor sale infracțiune era lungă și enervantă, variind de la jafuri la agresiuni. M-a făcut să-mi dau seama că există cu totul un alt câmp de luptă, chiar aici, acasă, unul care are nevoie de război nici pentru a-i proteja pe cei nevinovați. Conversația cu ofițerii, conștientizarea răului care se ascunde în umbra societății, toate acestea m-au făcut să-mi reconsider poziția de a mă înscrie în poliție poate, dar poate, aceasta era adevărata mea chemare. Scopul meu să servez și să protejez din umbră, să fiu scutul împotriva pericolului nevăzute. Deci asta este povestea mea. M-am învățat să am întotdeauna încredere în instinctele mele și să fiu pregătit pentru neprevăzut. Cu toții, trebuie să avem grijă de unii de alții, să rămânem vigilenți și să fim în siguranță. Nu sunt foarte sigur cum se face asta și nu sunt genul de om care să-și verse viața pe internet, dar mi s-a întâmplat ceva cu mult timp în urmă, care cred că trebuie împărtășit, chiar dacă este doar o poveste de avertizare. Ok, hai să începem. Am fost taximetrist în mare parte a vieții mele. A fost decent, dar vremurile erau grele și m-am trezit împingând în turile de noapte pentru acei bani în plus. Și atunci l-am întâlnit pe Jack. Jack era genul de tip care avea probleme scrise peste tot. L-am luat într-o seară, iar el era vorbăreț, vorba despre prietenii lui, membrii unui grup clandestin implicat în lucruri despre care preferam să nu știu. Inițial m-am gândit ce rău ar fi să mă împietenesc cu el. Niște bani în plus și niște povești interesante n-ar nu? Pe măsură ce zilele au trecut, prietenia noastră a evoluat și înainte să-mi dau seama, făceam curse pentru ei. livrăm vreun pachete nemarcate în locuri despre care nu știam că există un oraș. Aerul din jurul acestor comisioane era tensionat, pachete din ce în ce mai suspecte, dar nu am înțeles niciodată să întreb. Într-o astfel de seară m-am trezit transportând o altă pungă misterioasă. Aerul din taxi era încărcat de secrete nespuse, iar eu puteam simți natura ilicită a conținutului de lângă mine. Apoi s-a întâmplat ceva neașteptat: lumini roșii și albașe au strălucit în oglinda retrovizoare, inima mi s-a scufundat, eram sigur că eram terminat. Dar soarta a fost de partea mea. Ofițerii m-au lăsat să scap cu un avertisment pentru un far din spate, stricat. Ușurat, dar totuși druncinat, mi-am continuat drumul spre destinație. Punctul de predare se afla într-o parte părăsită a orașului, despre care nu știam că există. Iar destinația mea era o biserică aproape distrusă, cu aspect antic, cu turla ei profilată în lumina lunii. Cumbrele dansând în jurul fereselor sparte. Simțeam un fior în oase în timp ce mă apropiam. O șoaptă premonitorie în vânt care m-a avertizat de ororile nevăzute dinăuntru. Când am pășit înăuntru, o priveliște grotescă mi-a întâlnit ochii, Rămâșițele a ceea ce ai putut fi cândva un lăcaș de cult erau scăldate într-o lumină sinistră, pâlpâitoare. Umbrele se întindeau și se contractau în jurul pereților prăbușiți și a băncilor rupte, creând forme grotești pe podeaua de piatră. Era ca și cum însăși umbrele ar fi fost vii și obtindu-și secrete întunecate ale locului. Acolo pe altar se afla o femeie tânără, cu trupul flasc, legată în lanțuri și cu ochi goi, dar plin de țipete tăcute. Priveliștea mi-a provocat fiori pe șirea spinării, din sinistră fiind străpusă doar de un cântecele șoptite ale figurilor învăluite din jurul ei. Era un ritual, ceva profan și terifiant. Aerul era dens de mirosul mosc de ierburi arse și cu tensiunea răului nespus. Eram înțepenit la loc, frica și dezgustul războindu-se în mine, mintea mea fiind învârtești de gânduri, Oare la asta lua luasem parte? Eram un pion în acest joc macabru și sacrilegiu? Gândurile mele erau o harababură haotică, conștiința strângându-mi să fug, să scap de acest coșmar. Nu am rămas vă ce s-a întâmplat în continuare, m-am întors și am fugit. Imaginile bântuitoare mi-au rămas întipărite în minte, când cele șoptite urmărindu-mă ca o melodie blestemată. Am fugit cât de repede m-a dus taxiul meu, Minele orașului erau neclare, iar mintea mea era tulburată. Eram sigur că transportam droguri sau bani, dar asta nu mi-am imaginat niciodată că voi fi o rotiță în roata a ceva atât de întunecat, atât de sinistru. Am lăsat acea viață în urmă, dar umbrele acelei nopți încă mă pândesc în minte, ca o amintire constantă a răului nevăzut care ne pândește în mijlocul nostru. Fiecare umbră pare să șoptească cântările acelei nopți, fiecare scârțâit de ușă pare să readucă tăcerea sinistră a acelei biserici părăsite. Sper doar că povestea mea să servească drept avertisment, să ne ferim de cărările nevăzute și necunoscute, care parte în tante, că duși du niciodată la ce orori pot duce.